Așa cum spuneam la început, cuvintele ni le găsim destul de dificil, nu pentru că nu am ști să vorbim, ci datorită acestei situații în care cu toții ne aflăm. E neobișnuit, parcă e împotriva firii. Deși știm că moartea este cea mai democratică experiență, nu alege pe nimeni, toți suntem egali în fața ei, indiferent de vârstă, indiferent de statut social, toți suntem egali și plecăm în clipa în care nu ne așteptăm. Și totuși, avem de-a face cu un eveniment trist. E vorba despre un accident de mașină, în urma căruia tânăra Naomi, din spusele medicilor, a plecat dintre noi, a plecat din lumea noastră la o fracțiune de secundă. Fără suferință? A depășit această dimensiune pământească, intrând în acea dimensiune cerească. Acum însă noi, cei care suntem aici, o priveghem în această seară, pe lângă faptul că gândurile noastre și inimile se îndreaptă către Dumnezeu, se îndreaptă către părinți, pentru că sunt în spital, Dumnezeu să aibă milă și să-i binecuvinteze. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată, este o familie mare. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le dea mângâiere. Și nu am să încetez să mulțumesc tuturor celor care v-ați pus timp deoparte și ați venit într-un număr atât de mare, de aproape sau de departe, să fiți alături de ei în această seară. Domnul să vă răsplătească! Cuvintele Domnului pe care le-am citit din Evanghelia după Ioan aș vrea să răsune clar, ca un ecou care să nu se mai termine, să răsune în inima noastră, să nu vi se tulbure inima, sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, sunt cuvintele Mântuitorului, să nu vi se tulbure inima. Doamne, într-o lume plină de necazuri, Doamne, într-o lume în care avem de-a face cu atât de multe tragedii, Doamne, într-o lume în care ne lovește durerea într-un mod atât de personal, de sensibil, de vulnerabil, într-o lume în care câteodată lacrimile nu mai seacă, ne chem să nu ni se tulbure inima. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să, ca în momente ca cel pe care îl traversăm împreună acum, inima noastră să rămână încredințată în mâna Ta și netulburată. Chiar dacă trecem prin această experiență dureroasă, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul Său și încredere în cuvântul Evangheliei. Nu pot să aduc explicații, nu-mi propun, nu știu, ci tot ceea ce doresc în această seară este să vă motivez pe dumneavoastră, împreună cu mine, împreună cu familia îndoliată, împreună să privim la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și în aceste momente de durere, în aceste momente de tristețe, să fim pe deplin încrezători că Dumnezeu știe. Dumnezeu înțelege, Dumnezeu cunoaște, chiar și cuvintele pe care nu le putem exprima de durere, Dumnezeu le cunoaște. Iar în Psalmi este un verset în cuvântul lui Dumnezeu care spune așa: Tu îmi strângi lacrimile în burduful Tău. Dumnezeu vede fiecare lacrimă vărsată în această seară. Aveți credință în Dumnezeu. Sunt cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cuvinte care aș dori să răsune clar, răspicat. Aveți credință în Dumnezeu.